Pitonul este anume acel adversar pe care nu trebuie să-l enerveze nici măcar leul. Cât de puternică nu ar fi pisica sălbatică, acest șarpe este un munte întreg de mușchi, care e mereu în mișcare. Când acesta se luptă, puterea lui nu poate fi comparată cu nimic. Mai des, cu așa șerp se luptă leoparzii. Aceste pisici sunt mult mai flexibile și rapide. El încearcă să se opună puterii irezistibile, dar lente, a pitonului. Gheare și colți versus strangulare. Cum credeți, cine iese mai des învingător în aceste lupte? Scrieți-ne în comentarii! Pitonul este un șarpe prădător care preferă o strategie ce presupune ascunderea. El nu poate urmări prada și să se gonească după ea. Totuși, datorită capacității de a-și încorda instantaneu mușchii abdomenului, poate literalmente să tragă cu sine însuși de parcă ar fi un glonț la distanțe mici. Dacă pitonul, datorită culorii sale camuflaj, se poate strecura spre pradă la distanța unei lovituri, o singură aruncare este îndeajuns. Pitonul nu are venin, dar în gura lui mare sunt doar colți ascuțiți ca niște ace. Când acesta mușcă, acele se bagă adânc în corpul victimei și, ca niște cârlige, o prind în loc. Apoi pitonul aruncă instantaneu inelele asupra prăzii și o asfixiază. Contrar credinței populare, pitonul nu încearcă să se adune în jurul gâtului prăzii sale. El n-are nevoie de asta, el e atât de puternic că poate să sufoce o căprioară sau o antilopă chiar dacă se încolăcește pe piept sau burtă. Tactica lui e simplă. Atunci când prada expiră, volumul plămânilor se micșorează, anume în acel moment pitonul își îngustează inelele. Fiecare următoare inspirație va fi mai grea și mai grea, până când nu va mai rămâne loc în plămâni. Dar asta nu e tot. Așa tactica lucrează doar cu prada mare, căreia îi ajunge destulă putere să se opună. Pe gazelele mici sau alte animale similare, el nu încearcă să le asfixieze, ci doar le zdrobește organele interne. Din cauza forței impresionante, coastele se rup și organele interne se deteriorează atât de tare încât la asfixiere nici nu mai trebuie să vă gândiți. Leopardul, ca și alte pisici, adoră strategia ce presupune ascunderea, dar felul lui de a vâna se deosebește complet de modul pitonului de a-și dobândi hrana. El organizează o ambuscadă, calculând că va ajunge victima în câteva sărituri. El sau încearcă să cadă peste ea dintr-un copac sau să sară dintr-un tufiș. Deși nu preferă urmăririle lungi, 100 de metri totuși își va urmări victima cu plăcere. Apoi urmează câteva lovituri cu labele, ca să o doboare la pământ și mușcătura țintită direct în gât. Leoparzii nu încearcă să nimerească artera sau vena cum deseori o fac tigrii. În schimb, pisicile pătate gâtuie prada, blochează traheea cu colții și o sufocă. Leopardul de peste piton în timpul patrulării teritoriului său. Șerpii sunt prea lenți pentru a ataca primii un inamic atât de agil, iar leopardul iată că atacă șarpele pe care din cauza lipsei de experiență îl consideră un inamic stângaci. Doar că apoi totul capătă o întorsătură cu totul și cu totul imprevizibilă. Pitonul poate crește până la 10 metri. Desigur că nicio pisică cu mintea la locul ei nu va dori să aibă de-a face cu așa gigant. Dar și șerpii de mări mai modeste pot să le atragă atenția, mai ales că să evolueze puterea și viteza fără experiența întâlnirii cu pitonul este imposibil. De la o reptilă care arată așa, parcă nu te aștepți la vreun truc impresionant sau la vreo agilitate specială. Pisica pătată atacă pitonul nu doar din cauza că îi lipsește experiență, lor pare să le placă așa adversar, anume poate din cauza asta că și este dificil de câștigat. În realitate, este chiar imposibil să evaluezi șansele de victorie. Totul depinde de cât de mare este pitonul și cât de repede atacă leopardul. Dacă el reușește să atace punctul îngust de sub craniu, atunci va câștiga. Dacă va ezita măcar o secundă, atunci va deveni însuși prânzul șarpelui. În vizorul camerei de luat vedere a nimerit un caz uimitor, când un câine hienă a intrat în contact cu inamicul greșit. Pitonul înota în apă, căutând de mâncare. În jur se plimbau crocodilii care își căutau o gustare ușoară, cum ar fi o antilopă care a venit la mal să bea niște apă. Șarpele nu le atrăgea atenție, el avea planurile sale, își găsise deja prânzul. Dar acesta a încercat să fie luat de un câine hienă. Lor le place să găsească prăzi ușoare. Apropo, poate subestimați hienele, dar ele concurează cu leii în a fi numite stăpânii savanei.
Hienele sunt mai slabe decât leii și leoparzii, dar se deosebesc prin agresivitate și cruzime. Plus la toate, au niște fălci mega puternice, cu care sunt capabile să roadă și să rupă în două un os. În același timp, ele sunt animale de haită, care de mult au devenit faimoase în afara Africii. Astfel, câinii hiene sunt deseori considerați subspecia lor, însă asta nu e așa. Hienele sunt mai repede rude aratonelor decât a câinilor, iar câinele hienă este rudă cu lupii și vulpile. Au fost numiți așa doar din cauza că au cam aceeași culoare, dar mai mult nu au nimic în comun. Câinii hiene sunt mult mai mici și mai loiali. Ei sunt capabili să atace antilope uriașe, dacă le luăm în comparație cu ei. Atacă animalul cu toată haita și apoi împart trofeul. Dar uneori, obrăznicia poate să se întoarcă împotriva câinelui hiena. Astfel, aceasta a decis să... Vă amintiți, nu? Să fure prada pitonului. Dar asta a fost o mare greșeală. Câinele nu știa împotriva cui merge. Pitonul avea să fie neputincios împotriva unei haite care sfâșie și trag fiecare în direcția lui corpul său fără picioare. Dar împotriva unei singure hiene sau a unui câine hienă, pitonul va rezista cu ușurință și chiar va mânca agresorul, care e prea plin de sine. Pitonul nu e singurul șarpe care poate să concureze cu un prădător. Toate aceste reptile sunt niște luptători destul de puternici. Noi ne-am obișnuit cu faptul că mangusta este un vânător ideal de cobre, pentru că rezistă în lupta cu ele datorită reacției rapide, agilității și îndemânării sale. De asemenea, ceea ce nu e mai puțin important, acest animal are toleranță la venin. Însă, haideți totuși să nu subestimăm șerpii. Nu orice vânătoare a mangustei se încheie cu victoria ei. Uneori, ea însăși se transformă în cină pentru cobră. Alteori, șarpele pur și simplu se opune și lupta se rezumă la a câștigat prietenia. Luptele lor sunt aproape mereu o confruntare între doi adversari egali, unde nimeni nu poate garanta succesul niciunei dintre părți. Mangusta, în afară de dexteritate, mai are și antrenamente. Aceste animale știu sigur care tactică de luptă împotriva șerpilor e cea mai eficientă. Ele încearcă să-l învingă pe inamic cu o mușcătură în cap, folosind colții ascuțiți pentru a-i băga la baza craniului, astfel încât șarpele să nu reușească să injecteze veninul său. Dimensiunea mangustei o ajută să evite mușcătura cobrei, dar și cobra are o reacție numai puțin rapidă. Uneori, ea pierde și devine pradă, dar alteori, un individ mai mare câștigă datorită veninului și vitezei. Pentru a se proteja și pentru a respinge atacul vânătorilor de șerpi, unele cobre au dezvoltat un mecanism uimitor. Ele s-au învățat să scuipe cu venin. Canalele de venin din interiorul colților lor ușor diferă de construcția colților verișorilor săi. În fața dinților au un orificiu prin care se livrează veninul, iar jetul zboară la câțiva metri. Este suficient pentru a-i tăia pofta mangustei de a continua atacul. Producerea veninului este o chestie care consumă energie, căci pentru generarea acestei arme chimice sofisticate, șarpele e nevoit să recurgă la activarea resurselor sale interioare. Așa că dacă e cazul să piardă venin în timpul tragerii, ele s-au învățat să simtească ca niște lunetiști direct în ochi. Dacă veninul nimerește pe blană, efectul maxim va fi o ușoară iritare. Dar când nimerește în ochi, veninul cauzează o durere teribilă, arsuri și chiar poate urbi pentru totdeauna agresorul. Dar iată că unele animale s-au învățat să se opună atât cobrelor ce scuipă, pitonelor, cât și altor șerpi venenoși. Astfel, cimpanzeii și alte maimuțe au început să folosească unelte de muncă, adică să arunce pietre și crengi. Această tactică este și mai eficientă dacă maimuțele sunt urcate pe copac. În acest mod, ele rar vânează șerpi, dar aruncarea greutăților poate alunga chiar și un piton de 10 metri. Este cam neplăcut când pe capul tău cad diferite gunoaie. Dar o durere separată de cap a șerpilor sunt păsările, mai ales vulturii și păsările secretare. Acestea sunt rude și ura lor față de șerpi sau dragostea pentru carnea lor depinde din ce unghi privești. Se pare că le-au moștenit pe ambele de la un strămoș comun, dar în același timp, tactica lor de a ataca șerpii este total diferită. Vulturii atacă din aer, ei atacă astfel încât șarpele aproape că sigur nu are șanse de a evita lovitura sau de a ataca înapoi. O aruncare neașteptată și în ghearele lui deja stă atârnată cina. Doar că uneori șarpele se dovedește a fi destul de agil și pasărea trebuie să continue lupta pe pământ, ceea ce e cam problematic pentru cea cu pene.
dar pasărea secretar se luptă doar așa, ea niciodată nu încearcă să lovească de sus. În schimb, vânătorul de șerpi rătăcește în căutarea victimei sau adversarului, mai bine spus, căci apoi începe un adevărat duel cavaleresc. Pasărea secretar țopăie în jurul reptilei, o lovește cu picioarele, iar cu aripile sale evită mușcăturile colților otrăvitori. Cu ghearele sale tocite, țintește fix în cap sau încearcă să zdrobească coloana vertebrală, doar că nu întotdeauna pasărea iese învingătoare. Dar cea mai dură confruntare a șerpilor uriași și a altor prădători se întâmplă în pădurile amazoniene. Acolo anaconda se ciocnește cu jaguarul. Ambele creaturi sunt niște prădători puternici și ambele adoră apa, unde se simt formidabil. Jaguarul e al treilea reprezentant al felinelor, după leu și tigru, dacă vorbim despre putere și mărime. Anaconda este una dintre cei mai mari șerpi din lume, care datorită vieții acvatice se află într-o poziție câștigătoare, căci poate ataca din apa tulbură. Da, înnoată mai repede decât se târăște. Nimeni nu se angajează să prezică rezultatul acestei lupte imprevizibile. Ei încearcă să se înnece unul pe celălalt. Jaguarul scapă din îmbrățișarea mortală a șarpelui, iar șarpele încearcă să evite loviturile puternice a ghearelor și colții ascuțiți ai felinei. Anaconda poate să facă așa prădător ca jaguarul să regrete alegerea incorrectă a prăzii. Dar voi pentru cine țineți pumnii? Scrieți-ne în comentarii! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii, vouă vă plac șerpii? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!